Servus, servus, salut! Sunt undeva pe autostradă și trebuie să mă concentrez și la, și la condus și la ce vreau să înregistrez. E o colecție de gânduri pe care am înregistrat-o în trecut în limba engleză, dar am zis că în România sunt câțiva care au lăsat imaginația să le zburde și care au decis că ei nu vor să facă parte din lumea celor care gândesc prin prisma științei curente sau prin prisma educației sau, dacă sunt generația mea, prin ceea ce am învățat în școala comunistă. În trecut, când îmi promovam imaginea personală sau afacerea, aveam o... Nu este o zicere, dar aveam o expresie care foloseam. Ziceam, let imagination fly. Or, let your imagination fly. Deci asta, în traducere în limba română, dacă nu știi engleză, înseamnă, lasă-ți imaginația să zboare. Asta sunt eu. De când eram copil, îmi lăsam imaginația să iasă din barierele normalului și încercam să am o gândire care explora diverse concepte, diverse șosele ale gândirii, stânga-dreapta, cum fac acum când merg pe drumuri forestiere sau merg cu barca, nu mă duc doar unde merge lumea, mă duc și la stânga și la dreapta, explorez diverse căi, diverse drumuri, la fel fac și cu mintea, pentru că sunt persoana care îmi place să am libertate de gândire și în Canada văd că ăștia aici folosesc tun de apă ca să facă exerciții. Deci asta este o companie de pompieri, o companie în limba română. Deci o cazarmă de pompieri, nu știu cum se zic în limba română, mă, o stație de pompieri. Ok, trebuie să schimb bada. Și mi-aduce aminte de zilele din militarie. Deci, ce ține lumea asta în mișcare? Ce ține materia asta în mișcare? Ce ține viața atașată de corp? Și ca să revin la câteva idei pe care lumea în general nu le atinge, pentru că fiecare își vede de viața normală, fiecare... Uite, așa arată indienii aici, cu mașini de-astea de sport, cu fundă roșie mare pe capotă, el are turban roșu și se simte bine. Deci eu trăiesc într-o țară unde lumea își vede de treaba lor și lumea n-are problemă să fie diferită, dar bine, nu-s toți la fel. Deci sunt cei mai mulți, cum sunt ăsta din dreapta, chinez, care... A fi la fel ca toți ceilalți și a gândi la fel este normalul lor. Pentru mine normalul este altceva. De ce? Pentru că am decis ca normalul meu să fie anormalul altora. Da, deci așa-s eu, vezi? Deci dacă vrei să-ți fie ușor în viață, nu fi anormal sau nu fi diferit. Fii la fel ca toți ceilalți și ai să ajungi la fel ca toți ceilalți. Dacă toți ceilalți sunt oi sau zombie, ai să ajungi la fel ca ceilalți. Dacă toți ceilalți trăiesc bine, cum este aici în Canada, sunt mulți care trăiesc destul de decent, așa? Urmez regulile și drumul lor în viață și ai să ajungi ca ei, da? Asta este legea vieții. Și acum să vin înapoi la ce vreau să zic. Viața care îți animează corpul. Ce este viața care îți animează corpul? Este o energie, îți spun eu. Dacă n-ai știut, îți spun eu. Eu sau cumva o autoritate în domeniu ca să-ți dau senzația că știu ce vorbesc? Nu mă. Deci eu n-am ștampilă de doctor în frunte, n-am certificate, diplome, masterate, doctorate, așa mai departe, de om de știință și nu trebuie să mă bagi în seamă. Da, uite, ca să-ți dau așa ceva de gândit care e o gândire diferită pe care doctorii nu ți-o descriu sau nu ți-o expun.
Și chiar dacă îi întrebi, ok, ia viața de unde vine? Ia din celule. Și celulele de unde au viață? Păi știi că există acolo o fabrică de energie la nivel celular, în citoplasmă, endoplasmă, whatever, ce denumiri științifice au venit ei ca să să încearcă să descrie lucrarea lui Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii, știi? Oamenii de știință încearcă să decodifice lucrarea lui Dumnezeu și caută scule, tehnologii, metode, teorii. Încearcă, dar nu cumva să se apropie de religie, știi? Că, băi, noi suntem mai deștepți ca ăia de la biserică, știi? Și atunci noi trebuie să demonstrăm că așa-i. Deci noi nu credem ce zice popa, ce zice Biblia, ce zice Iisus. Păi că ăștia ce? Doar au avut ei scule să-ți arate adevărul? Nu. Deci ei n-au tehnologie. Iisus nu știa el ce vorbește. Zicea el că nu știu cine e, dar păi noi vrem să demonstrăm cu scule științifice că de fapt, ei erau niște tătălăi. Că de fapt asta e și ideea. Că nu neapărat încearcă lumea științifică să demonstreze că ceea ce scrie prin Biblie, multe lucruri din Biblie, sunt valabile și au semnță de adevăr și nu sunt valabile numai științific, dar și din punct de vedere al psihologiei umane. Deci cu înțelepciune, sfaturi de viață și din astea, știi, aventuri de astea din trecut, care dacă le urmezi, îți merge mai bine, știi? Adică îți scurtează ție căutările și îți economisesc resurse, nu te face să dai cu nasul în noroi ca să afli singur că de fapt puteai să faci ce ziceau ăia prin Biblia cu 2000 de ani, știi? Deci, dar știința trebuie să arate că ei au buricul mai mare, că au boajele mai mari și că ei sunt mai tari în parcare și așa că ei conving guvernele și alte agenții și alte companii să le dea bani ca ei să se joace cu jucării din astea, cu generatoare nucleare, cu surse, cu teste, cu lasere, cu fotoni, neutroni, cu nu știu ce, ca ei să descopere ceva, să-i dea nume, ca ei să zică, bă, noi am descoperit chestia aia, noi am inventat aia. Ce mă, că de astea erau acolo, știi? Ce ai inventat tu? Ai inventat un vapor? N-ai inventat vaporul, că ai copiat pasărea asta, rața. Rața care a mers pe apă, știi, ai copiat proiectul și ai făcut-o din tablă. Din tablă groasă și ai sudat tabla groasă și asta ai făcut un vapor. Care e problema? Ai inventat curentul electric? Nu mă, deci Tesla o a dus și o recunoscut. Nikola Tesla a recunoscut că nu a inventat el astea, că el a luat din cosmos, adică din cosmos, din câmpul ăsta care noi nu știm ce e cu el, care unii cred că e Dumnezeu, care cred că e totul, care cred că suntem făcuți din el, cum cred și eu, da? Deci Tesla a știut, băi, totul e făcut din energie, noi suntem energie și eu ideile mele le iau de acolo. Ok, că și ideile mele tot de acolo vin, îți spun eu că eu am experimentat, adică am încercat să aflu de unde sunt ideile mele, din intelect, din gândirea mea, sau gândirea mea de fapt nu e gândirea mea, știi? Și să aproape de serviciu și încerc să nu fac un video foarte lung. Da mă, și Tesla a inventat curentul electric. Păi nu l-a inventat el. El a venit cu idei din viitor care erau acolo. Deci erau undeva în câmp. Deci în câmpul informațional, în câmpul care conține informații despre tot, inclusiv energia atomică și așa mai departe. Câmpul atot puternic, atot știutor și câmpul a tot ce există. Deci totul ce este, tot ce suntem, tot ce se întâmplă este parte dintr-un câmp care, după explicațiile mele, are mai multe nivele. Deci nu este un câmp așa stupid, așa ca un câmp magnetic care pur și simplu trage ceva sau mișcă ceva. Nu. Deci asta este un câmp cu inteligență. Bun, să vin înapoi, că poate te-am pierdut. Oh, te-am pierdut? Oh, mai ești pe aici? Oh, hei, salut! N-ai dormit? Oh, n-ai dormit? Păi fii atent aici, eu ce mă ține pe mine mișcare astăzi. Deci dimineața am avut o cafea. Îmi auzi gura cum vorbește de repede? Da, deci asta era de la cafeaua de dimineață, dar am fost și la un client, la doi clienți
Și acum am terminat, deci am avut încă două gurițe de energy drink, deci de băuturi de asta energizantă. Ceea ce cred că era jumătate de ieri, jumătate de azi, acum am mai băut două guri mici, mici, mici. Și mă ține în priză, deci mă ține în priză și mă face să văd lumea mai altfel, deci mai intensă, mai e altfel. Deci eu nu fac droguri, nu iau droguri, nu beau o țuică, nu fumez, nu mă duc la curve, deci nu fac diete. Dar cafeaua mă energizează și mă face să vreau să exprim idei și să dau la alții, să dau o mână de ajutor. Deci mă face mai în viață, mai alive, cum se zice în engleză, da? Bun, deci viața. Deci viața este parte din același câmp, numai că viața este un câmp cu altă codificare a energiei, deci cu informație diferită, care e legată de animarea țesuturilor vii. Deci nu este doar așa un câmp al vitalității și gata, l-ai pus niște celule, zicem, oamenii au inventat câmpul ăsta, ok, punem niște bobine acolo, cum este câmpul magnetic, creăm câmp electromagnetic și ok, mișcăm ceva și animăm un țesut care n-are viață. Ok, sau a murit unul într-o mașină, într-un accident de mașină și ok, avem o mașinărie, un dispozitiv de ăsta super sofisticat, științific, descoperit de oameni știință și face bzzz, și gata, mortul s-a trezit și să celule învie din nou. Păi nu e așa. Deci eu știu ce înseamnă healing, adică tratamente de astea cu energie, cu bioenergie. Știu și aia. Și știu că atunci când eu pun mâna, sau nu trebuie să pun mâna, trebuie să apropiu mâna de locul cu durere, eu de fapt nu dau energia de la mine, că eu nu pot să inventez energia, eu o iau și o dau mai departe. Deci cumva eu sunt transparent la chestia aia. Și trebuie să las pe altul să treacă. Am ajuns înapoi la servici. Da, deci ce este viața? Încă o dată, deci este un tip de câmp, un tip de energie foarte specială care știe să se agațe de țesuturile biologice. Și ca să vezi diferența, de exemplu, ai doi geme, și am mai dat asta în limba engleză. Și pe aia trebuie să te las, că dacă încep să vorbești despre energia atomică și de unde vin chestia aia și despre ce este la nivel de conștiință universală, care de fapt consciousness, care de fapt formează tot, inclusiv acele câmpuri, pe atunci probabil că am pierdut și am mai rămas pe unul din ăsta treaz care îi trebuie cafea. Bun, am două persoane, doi gemeni, pot să fie doi siamezi, nu contează, doi gemeni cu monozigoți, cu ADN-ul exact la fel, ok? Și ăștia sunt exact la fel, gemeni, și unul a murit și a căzut jos, corpul intră în proces de descompunere, pentru că numai fiind fabricile, microfabricile celulare, numai fiind active, de sufletul s-a dus, forța vieții s-a dus și a rămas țesut care moare sau e mort, ok? Și ăla se descompune, dacă nu mai există procese chimice care întrețin circulația sângelui, care întrețin curățarea corpului, care întrețin biochimicale sau structura biochimică, compoziția biochimică în balanța care era în momentul în care persoana era vie, totul se deteriorează, deci se produc reacții chimice, se recombină chestii, procese fizice, dizolvări, dedizolvări, recombinări, una alta. După aia intervin bacteriile, și care deja sunt în corp, care abia așteaptă să
să vadă că procesele de autoapărare ale corpului, cum ar fi sistemul imunitar, au încetat să funcționeze și gata. Acum bacteriile, ia! Este viața noastră, rândul nostru acum. Și să mulțesc, în fine, deci proces de putrefacție și ce să știe despre corpul mort. Dar câteva minute, să zicem așa, câteva minute în timp ce... Mă uit și eu după lume. În timp ce persoana, deci, înainte de a se începe procesul de putrefacție, timp de câteva minute avem două corpuri identice. Ok, două corpuri identice. Unul este cu viață, deci două identice inclusiv la nivel cromozomial, deci nivel genetic. Pentru că am zis, dau exemplu de doi gemeni monozigot. Și ăla care e în viață, e în viață și se mișcă, și se mișcă corpul și are energie și poate să vorbească și folosește creier, inteligență, minte și așa mai departe, alte energii. Ăla care e mort nu se face nimic, nu mișcă. Ei, ce se întâmplă acolo? Ei, unul are viață, unul nu are viață. Asta e diferența, că viața s-a dus. Deci asta îi animează, animează țesuturile. Este o forță care s-a deconectat de corp, de corpul fizic. Dar acum să mergem la nivel de materie, deci la nivel de atom, structură, molecule și așa mai departe. Fără să intrăm în detalii din astea teoretice care le înveți la școală sau le găsești pe internet. Deci avem două corpuri identice, molecular sunt aproape identice, dacă au mâncat aceeași dietă, nu știu ce, au făcut aceeași exercițiu, molecular sunt cam la fel. Pentru că genetica lor le spune cum să le funcționeze corpul. Le spune corpului, bă, tu faci aia, tu procesezi mâncarea asta în felul ăsta. Și deci dacă amândoi sunt identici, și corpul procesează aproape identic nutrienții, deci compoziția chimică, biochimică și fizică a corpului este cam la fel. Mă, cum se face că, deci am zis, asta viața este, am descris așa pentru babe, pentru băbește, pentru copii mai mult, care e diferența? Diferența este că unul are forța vieții, unul nu are. Ok? Forța vieții s-a dus, bam, e o energie care a dispărut. De ce? Asta e altă poveste, alt video. Ok? Că e accident, că nu știu, deci unii vin înapoi și după accidente, deci forța vieții se duce, poate să vină înapoi, să se reatașeze dacă structura corpului acceptă agățarea vieții sau atașarea vieții și dacă se face o decizie undeva la nivel al conștiinței universale, Dumnezeu sau cine este acolo, se face decizia ca acest corp să se repare, să se autorepare, numai dacă nu-i bucăți, probabil, dar dacă corpul ăla a ajuns bucăți, înseamnă că incidentul care a dus la bucățirea corpului ăstia sau distrugerea structurii corpului ăstia care nu mai acceptă viața, incidentul ăsta putea să fie evitat prin anumite alegeri. Deci, de exemplu, omului respectiv îi venea o idee cum să evite acel accident care ducea la acel rezultat, la acel accident nasol. Putea ca omul respectiv să învețe doar o lecție de viață și să evite accidentul ăsta. De unde a venit ideea asta și alegerea asta? Poți să te gândești, este din intelectul sau din creierul persoanei respective și care nu se bazează pe nicio informație externă și atunci persoana aia face o greșeală, pac, și n-are, cum se zice lumea la biserică, n-are Dumnezeu. Da? Și a făcut o greșeală, s-a ars, s-a fript, a murit și corpul și-a pierdut forța vieții, forța vieții s-a dus. Ba, bye! Și nu se mai poate recupera nimica din ăla. Să intre în proces de putrefacție și ajunge în circuitul natural al solului, al bacteriilor, al nutrienților și așa mai departe. Ei, dar dacă era om conectat la Dumnezeu, poate Dumnezeu zicea, bă, ăsta ne folosește aici la proiectul meu, la lumea mea, îi dau alte gânduri. Pentru că cei care sunt conectați cu divinitatea, deja ei își lasă intelectul
își lasă controlul intelectului în mâna divină. Și, pentru că ei știu din experiență că mâna divină sau forța divină le poate suși mintea în, în anumită direcție. Și dacă ei au încredere în Dumnezeu, Dumnezeu nu face chestii de astea să te facă să faci tâmpenii. Okay? Poate dacă ai făcut răutăți în viață și atunci trebuie să plătești cumva, dar în principiu oamenii buni primesc ajutoare care îi ajută și personal, dar ajută și pe restul. Deci cumva Dumnezeu îl ajută pe unul ca acea persoană să ajute pe copiii lui Dumnezeu. Da? Deci cam așa funcționează, ăia care își lasă viața în voia lui Dumnezeu, dar nu în sensul că gata, eu nu mai fac nimic, astăzi nu mă duc la servici, nu mai fac treabă și Dumnezeu mă hrănește, pentru că noi suntem aici să facem lucrarea lui Dumnezeu și mergând la servici, practicând talentul, ei practicăm lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu vede chestia asta, știe, nu știu dacă se bucură cum se bucură oamenii, dar din moment ce noi ajutăm pe alții, alții ajută pe alții la rândul lor și noi, nouă ne merge bine atunci când ne lăsăm în voia acestei conștiințe universale sau forțe divine și așa mai departe, înseamnă că bă, așa funcționează, știi? Și merg cu regula aia că merge, știi? Îmi folosește și mie și altora și poate și creatorului sau creatorilor. Bun, când să ajungem înapoi la chestia asta, că eu trebuie să mă duc, acum cu motorul pornit și mă așteaptă șefii, să le dau rapoarte, frâna de mână. Deci, la nivel material, să zicem așa, fără să ne concentrăm la forța vieții, dacă noi ne-am gândit că atomii ăștia, cum am învățat la lecțiile de fizică atomică în clasa 11-12, dacă atomii ăștia n-ar avea nucleu format din micro alte particule sau particule subnucleare și n-ar avea electroni și nu s-ar mișca, ce s-ar întâmpla? Da? Deci dacă electronii ăștia nu s-ar mișca, ce ar sta acolo fix, cum s-ar face schimburile chimice și fizice între atomi? Cum ar fi legăturile moleculare? Cum ar fi construite materialele astea și substanțele astea din care sunt făcute toate chestiile materiale, pietre, fier, stâlpi, copaci, frunze, nasul meu, nasul tău, ochii tăi și așa mai departe. Cum ar sta în structura în care sunt, dacă n-ar exista structuri din astea stabile, care asigură și aceste schimburi chimice și energetice și electrice între atomi? Da? Deci ăla e modelul atomic pe care noi îl știm. Dar eu pot să demonstrez altfel cum acel atom de fapt este o structură energetică. Ca noi să avem o imagine a unei lumi materiale așa cum a fost creatorul interesat să o vedem noi, să o simțim noi ca niște mașinării din astea biologice care trebuie să vedem o realitate și o lume materială în visul ăsta, în lumea asta în care trăim acum. Și dacă ne gândim la acei electroni, să zicem, dacă mergem pe modelul ăsta al Bohr, modelul atomic clasic pe care îl crede lumea științifică, deci dacă mergem după modelul ăla, vedem că sunt electroni care gravitează în jurul nucleului, că sunt nucleoni și așa mai departe, care și ei fac niște treabă acolo și sunt forțe interatomice. Băi, dar de unde vine forțele alea? De unde vin forțele alea care țin acești atomi într-o structură stabilă cu forțe exact precise ale electronilor care îi fac să graviteze și nu îi fac să zboare aiurea, dar nici nu îi fac ca să fie atrași de către forța gravitațională a nucleului. Ce-i face aia? Cine a programat forța aia așa precisă? De unde vine forța aia? Și cum de nu se termină? De-aia noi avem munți de miliarde de ani în aceeași formă și nu se colapse, deci nu se strâng munții să cadă sub propria greutate datorită forțelor gravitaționale care sunt sumele forțelor fiecărui atom din care sunt formați munții ăștia. Deci cum de totul stă în această formă pe care o vedem acum? Cum de apa nu se strânge într-o beluță mică? Pentru că acești atomi au electronii care își păstrează distanța, cum păstrează planeta Pământ distanța
aproape constantă, cu mici schimbări de anotimp, față de soare. Că dacă n-ar avea planeta asta forțe anume programate, care tu poți să zici că ai învățat la fizică că există forța gravitațională. Păi da, forța gravitațională care de unde vine? Da? Suma forțelor atomice. Bă, ok, da, și dacă intrăm la atomi, de unde au atomii aia forțele alea foarte precise? Păi știi că au venit de unde? Big Bang, Big Bang. A fost o forță inițială. Și cine a creat forța aia inițială de la marea explozie universală de acum nu știu câte bilioane de ani? Știi? Adică cum o drești, deci dacă tot vrei să te duci pe firul explicațiilor astea științifice, ajungi la un punct unde păi da, totuși de unde au venit astea? Care a fost primul? Găina sau ou? Deci ăștia, oameni știință, încearcă să afle și fac experimente. Chiar acum recent a fost un articol despre cum s-au făcut din două particule de lumină sau doi fotoni, s-au făcut o chestie materială. Deci de coliziunea lumina, dar asta era știut, mă. Deci dacă tu compresezi lumina, și eu îți spun acum, deci dacă n-ai aflat chestia asta, îți spun eu, voi fi eu primul, nu contează, n-am ego mare ca să mă laud că eu ce știu. Eu nu le anunț, astea nu este ideile mele, astea vin din altă parte. Deci când condensezi lumina, care este formă de energie, când condensezi altă energie și chiar forța magnetică, dacă o condensezi, cu forțe extraordinar de mari, care nu știm de unde vin, pentru că de fapt nu sunt forțe, astea e totul imaginar ce este aici. Deci dacă le condensez în lumea noastră, pentru înțelegerea noastră, și ai așa o mare sursă de energie de undeva, care noi nu știm de unde este, dar noi, dacă vrem să atingem subiectul Dumnezeu, Creatorul, atunci zicem, da, El are. Dar dacă noi nu știm, că noi suntem oameni de știință și zicem, băi, de unde vine forța asta ca să combine atâta lumină sau atâta alt tip de câmp ca să formeze materie, da? Pentru că asta vor și oameni știință să se afle, că zice, băi, a fost aia, dar de unde a venit forța inițială? Deci, dar trebuie să aflăm prin pas cu pas, pas mic, să învățăm aia, să învățăm ce e nucleul, ce e neutronul, ce e atomul. Deci oamenii trebuie să învețe pas cu pas și Dumnezeu face sau inventatorii lumii astea asigură ca acești oameni de știință, care sunt niște copii care se joacă cu puța în nisip, deci asigură ca ei să învețe pas cu pas ca să descopere creația. Deci Dumnezeu știe ce fac ăia. Ei, deci e ok, lasă că se simte bine acolo, că de-aia le-am făcut genetica, le-am făcut ADN-ul în așa fel încât ei să aibă curiozitate să devină oameni de știință sau ăia să devină doctor. Deci eu am decis asta, cine face aia, ce plan are ăla, ce face ăla. Ca ei încet, încet să ajute omenirea să descopere ce am creat eu. Păi da, dacă descopere prea devreme, ies ca și copiii ăia care se uită la filme porno și se sperie. Și am văzut acolo că curge sânge sau e ceva roșu acolo, știi? Deci e prea mult pentru un copil să vadă un film porno, știi? Așa că și cu ăștia, oamenii de știință, dacă le dai informația asta, dintr-o dată, e prea mult pentru ei, îi sperii, și nu știu cum să o folosească. Deci ei ce să facă cu informația aia, știi? Păi, ok, am văzut ceva. Deci sunt oameni care fac călătorii de astea în universul ăsta al conștiinței, deci își ies cu mintea afară la plimbare. Nu pot să-ți dau detalii cum, dar în fine, și ăștia când vin de acolo zici, bă, atâta de multă informație am văzut, dar nu știu cum să o descriu. De ce? Pentru că nu are creierul capacitatea, nu de memorare, dar capacitatea de procesare a informației. El a văzut așa de multe informații despre viitor, dar nu știe cum să o aducă înapoi aici. Este ca și cum, este chiar o expresie, deci ca și cum te duci, să aduci niște programe dintr-un calculator care e foarte puternic și mergi cu o memorie din asta, o bagi prin portul USB sau USB, o bagi acolo, vrei să încarci tot, că e foarte multă informație, dar păi nu-ți ajunge, că n-ai numai 16 GB de memorie, știi? Și vin apoi și zici, păi dar nu-i toată informația completă, numai o bucățică, știi? Dar când am intrat în calculatorul ăsta, atât de multe fișiere erau, băi, de mine și de mine, valeu! Și când am ajuns aici, păi, dar n-am destule memorie. Ei, așa e și cu mintea umană. Deci n-are destul de mare capacitate
Nu, nu e vorba de creier, creierul e ceva, deci este o mașinărie biologică. Nu, e vorba de mintea umană. Deci noi nu suntem la stadiul ăla care să știm, să înțelegem creația. Așa că vă las că eu am făcut jumătate de oră de monolog și sper să ajută pe careva ciudat ca mine, așa? Să fie mai puțin ciudat, să nu se simtă singurul ciudat. Bye-bye! Iubesc pe toată lumea, știi ce? Opsi, băi țioleac. Hai să-ți dau un secret, secretul fericirii, fii atent cum se face. Deci strânge ăsta, deci mai sunt 3 picături aici. Îndoi de câteva ori până să face, deci să rupe aici aluminiu, uite așa, pac, 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 de câteva ori. Să o rup de aluminiu, stai să fac o pauză. Deci, vezi, am făcut o gaură și acum miște așa stânga-dreapta. Și am mai avut o jumătate de gură. Știi că altfel rămâne aici în buza. Așa poți să faci cu Coca-Cola. Ai învățat ceva util din video ăsta? Salut! Bye-bye!